Hristos a înviat, bună seara, dragii mei telespectatori. 23 mai. Este ziua națională a românilor. A românii. Ce-or fi? Sunt cei care s-au dezvoltat paralel cu noi. Italienii, de exemplu, au limba italiană, limba unificatoare a Italiei, dar pe teritoriul Italiei au mai multe dialecte. De exemplu, napolitanul din sud nu se poate înțelege cu piemontezul din nord în dialectul lor. În limba italiană, da. Dar dacă vorbește napolitanul, napolitana și piemontezul, piemonteza, la revedere, tată, nimic nu se mai înțelege. Nimic. Adică, limba română are și ea dialecte. Dar cum? De fapt, limba română este un dialect. Limba română, română, are doar regionalisme. Moldovenescu, cu ardelenescu, cu munteneasca, cu... astea sunt regionalisme. Dialectele, este dialectul daco-român din nord, care este limba română, și celelalte, istro-român, mehleno-român, a-român, sunt ale grairilor, triburilor tracice și getodacice, muesii, de exemplu, din sud, care au fost cuceriți de romani înaintea cuceririi Dacii de către romani. Înaintea cuceririi Sarmisagetusei, la 105-106. Și acești daci din sudul Dunării, învățând latina, făcând parte din Imperiul Roman, au dezvoltat un alt tip de proto-română, un alt tip de grai românesc. În momentul în care au intrat popoarele slave în componența Imperiului Bizantin și au desfăcut aici, în Balcani, au desfăcut aceste graiuri ale a-românilor, ale macedo-românilor, le-au rupt punțile de legătură cu graiul vorbit la nord de Dunăre, atunci limba s-a dezvoltat pe o limbă latină, pe un fundament latin, dar s-a dezvoltat separat. S-au mai pus și obiceiurile și iată că s-au cristalizat altfel de cuvinte. Numărul macedo-latinilor, macedo-vlahilor, macedonilor, a românilor de astăzi este greu de estimat. Primul stat valah a nostru, românesc, nu a fost statul făcut de centralizat în jurul lui Negru Vodă sau în jurul lui Dragoș sau Bogdan, nici măcar în jurul lui Glad, Menumărut, ci au fost țăratul vlahul bulgar la 1186. Vlahii, în schimb, fiind păstori și desfășurându-se activitatea lor zilnică mai mult la munte, bulgarii fiind un neam de slavi mai mult migrator, așezându-se după aceea în zonele de câmpie specifice agriculturii de suprafață, conducătorii de la început au fost vlahi ale acestui țarat, vlahul bulgar, la 1186, mai apoi, încet, încet, domnia lăsându-se în mâna familiilor bulgărești. Dar, totuși, vlahii de la sud de Dunăre s-au dezvoltat
și au avut un comerț, o continuitate cu vlahii de la nord de Dunăre, cel puțin pentru perioada de început a evului mediu. Aici ne putem aduce aminte și de acoperământul Maicii Domnului, dacă știți sărbătoarea. Este vorba despre o minune pe care a făcut-o Maica Domnului la ivirea la zidurile Constantinopolului a avarilor. Împăratul de la Constantinopol era în Persia să răzbune înfrângerea suferită de la armatele persane și să ia crucea sfântă de la Ctesifon, de la din capitala Persiei. Învingându-i pe perși, având armatele acolo, avarii au profitat de ocazie și au trecut Dunărea și au invadat spațiul balcanic, ajungând la zidurile Constantinopolului. Și atunci, toată lumea speriată, atât din afara Constantinopolului, cât și din interior, au fugit toți în sub ziduri și toată lumea se ruga, pentru că nu mai avea, erau numai garda palatului și garda orașului care putea să apere orașul. Armata era cu împăratul și era posibilitatea, era teama locuitorilor, era că să nu cadă cumva orașul în mâna avarilor. În cartierul Vlaherne. De ce era numit acel cartier Vlaherne? În biserica din Vlaherne, doi preoți văd minune dumnezeiască cu Maica Domnului coborând și lăsând acoperământul ei peste mulțimea care se ruga în biserica din Vlaherne, fiind vlahi cei din Vlaherne. Deci, ce putem trage noi concluzia când auzim slujba de la acoperământul Maicii Domnului? Că vlahii erau aceia români și români veniți cu treburi comerciale în unde? În capitala Constantinopol, în actualul Istanbul de astăzi. Vlahii erau prezenți acolo, aveau un cartier acolo. Pentru că erau bogați, construiseră și biserica acolo. Li s-a dat voie să-și construiască o biserică. De ce erau bogați și de ce aveau cartier și de ce locuiau într-un cartier separat de greci, separat de ceilalți. Aveau un cartier al lor, al vlahilor. De aia se numea Vlaherne. Pentru că erau păstori care veneau cu produse de care aveau grecii nevoie. Cu brânzeturi, cu miere, cu vinuri, cu blănuri de animale. Întotdeauna vlahii au făcut comerț în Imperiul Bizantin și mai târziu în Imperiul Otoman cu aceste lucruri. Vlahii, vorbind despre vlahi, aici istoria și nici minunea și nici nu spune că erau vlahii de la nord de Dunăre sau de la sud de Dunăre. Cartierul se numea Vlaherne și se vorbea vlaha, adică, așa cum ne spuneau triburile germanice nouă, vorbitor de limbă latină. Vlah, asta înseamnă, sau blachi. Vlahi sau blachi, asta însemna în istorie. Vorbitori de limbă latină. Să știți că aceștia români, vorbitori de limbă latină, asemănătoare cu româna, dialect al limbii centrale, limbii latine răsăritene, a limbii române, au fost foarte mulți. Am o listă de personalități, atât din literatură, cât și din cultură, cât și din alte literatură, știință, comerț. Avem, noi îi spunem români, noi le spunem români, dar ei au fost aromâni. S-au adaptat atât de bine românilor, deci nu sunt separați, diferiți foarte mult.
Într-adevăr, dacă asculți la română, nu înțelegi ca pe românește. Trebuie să ai câteva... aici, abia aici trebuie să ai dicționar între a română și română, nu cum vrea Dodon, dicționar între moldoveni și români. E prostie ce vrea Dodon. Moldovenii de peste Prus sunt români. A românii din sudul Dunării sunt a români. Aici ne trebuie dicționar, pentru că este un dialect al limbii române. Ioan Luca Caragiale a fost la român, scriitor și prozator. Ioan Luca Caragiale, cel care ne-a impresionat prin dramaturgia lui, prin teatrul său și ne-a arătat și astăzi, dacă ne uităm la o piesă de-a lui Ioan Luca Caragiale, parcă vedem orașul românesc, politica românească de azi. O scrisoare pierdută de-ale carnavalului. Astăzi este Ioan Luca Caragiale, este prezent. În epoca de azi, acum, cu alegerile de azi. Toma Caragiu, actor. Minunat, Toma Caragiu. Nu știți schiciurile lui, scenetele lui. Eu sunt Mephisto, adică Dracul. Ion Caramitru, actor. George Vraca, actor. Nicu Constantin, actor. Dan C. Mihăilescu, Hristu Cândroveanu, critic literar, poet, prozator, traducător, publicist. Constantin Belimace, poet. Gelu Naum, poet, prozator, dramaturg, traducător, eseist. Sextil Pușcariu, filolog, lingvist, istoric, literar, pedagog, cronicar, muzical și teatral, publicist și academician. Constantin Gane, prozator și memorialist. Victor Eftimiu, dramaturg, eseist, povestitor, scriitor și traducător. Sergiu Nicolaescu, cel care a făcut atâtea filme, mai ales istorice. Capodopera lui a fost Mihai Viteazu, dar și celelalte, Cu mâinile curate, Ultimul cartuș, toate celelalte, în care juca rolul lui Moldovan, comisarului Moldovan. Să știți că a fost un comisar, nu moldovan, îl chema altfel, care în perioada de după al doilea război mondial a făcut liniște în București din punct de vedere a bandelor de hoți și de bandiți care erau acolo, de tâlhari, jefuiau cu mitraliera în mână. Teohar Mihadaș, poet, prozator, eseist, în artă. Camil Resu, pictor. Stere Gulea, regizor și scenarist. Cristian Valeriu Culea, regizor de teatru. Sergiu Nicolaescu, același. Gheorghe Simota, arhitect. Leana Constante, artistă, plastică și folcloristă. Din biserică, oameni ai bisericii. Sfântul Părinte Arsenie Papacioc. Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna, mitropolit ortodox al Transilvaniei, militant pentru drepturile ortodoxilor și ale românilor din Transilvania, fondator al Gimnaziului Românesc de la Brașov din 1851, membru de onoare al Academiei Române. În literatură avem pe Constantin Noica, filozof, poet, eseist, publicist, scriitor. Pe Gala Galaction, scriitor, traducător al Bibliei în limba română. Ion Eliade Rădulescu, considerat cea mai importantă personalitate din cultura română pașoptistă. Dumitru Caracostea, critic, istoric literar, stilist al literaturii române. Nicu Caranica, poet și om de cultură. Constantin Papanace, autor istoric, publicist, membru al Mișcării Legionare. Nicolae Catarană, poet, membru al Uniunii Scriitorilor din România. În știință, uitați-vă câți a români. Mina Minoici, Elie Carafoli, istoric,
Matilda Caragiu Marioțeanu, lingvist, poet, membra Academiei Române. Tache Papahagi, Teodor Capidan, lingvist, Neagu Giuvara, diplomat și istoric. Ioan Petru Culianu, am vorbit într-o emisiune trecută despre acest istoric și filozof și profesor de istoria religiei. Marcu Beza, scriitor și diplomat român. George Murnu, istoric, traducător al lui Homer în limba română. Nicolae Șerban Tănășoacă, apostol Mărgărit, diplomat și profesor. Nida Boga, scriitor și istoric. Victor Papacostea, istoric, fruntaș al PNL, fost subsecretar de stat al Ministerului Educației. Dan Drosu Șaguna, Șerban Papacostea, istoric, membru titular al Academiei Române. Și sunt mai mulți. Cezar Papacostea, scriitor și traducător, membru al corespondent al Academiei Române. Nicolae Bazaria, prozator și publicist, senator în Parlament. Dimitrie Gerota, Remus Niculescu. Oameni de afaceri. Iorgu Steriu, comerciant, avea o firmă de comerț. Nicolae Malaxa, industriaș. Stere Farmache, economist, fost director al Bursei de Valori București. Evanghelie Zappa. În politică avem foarte mulți. Eugeniu Carada, cel care la un moment dat a pus bazele Băncii Naționale. Eftimie Murgu, juristul, profesor de filozofie și om politic. Octavian Goga, fost prim-ministru și, bineînțeles, și poet. Emanuel Gojdu. Averea lui, cu rușine, pot să spun, a fost profesor de la istorie, mereu îl prescotau ăștia, Mihai Răzvan Ungureanu, a lăsat-o Ungariei, cu toate că el a lăsat averea aceea în centrul Budapestei și nu numai, Fundația Gojdu a lăsat-o poporului român. Avocat de succes și patriot ardelean. Constantin Papanace, istoric și om politic. Georgi Becali, îl știm, da? Patronul Steaua. Puiu Hașoti, Costică Canacheu, aia este parlamentar de la PNL. Și sunt Constantin Maimuca, jurist, director adjunct al siguranței în perioada statului național legionar. Alexandru Ghica, jurist, om politic legionar, director general al siguranței statului și polițiilor. Constantin Stere, om politic, jurist, savant, scriitor, fost președinte a Sfatului Țării. Pantelimon Halipa, publicist și fost președinte al Sfatului Țării. În muzică, Gică Coandă, Sârma Ghiuci, Elena Gheorghe, Gheorghe Budruveanu, compozitor, dirijor de muzică clasică și corală. În sport, toți îl știm pe Gică Hagi, pe Cristian Gațu, handbalist, pe Simona Halep, o știm, că o vedem la televizor toată ziua, judecătoare de tenis, pe Simona Amnar, gimnastă, am văzut-o, pe Elisabeta Samara, campioană europeană la tenis de masă, pe Ianis Zicu, fotbalist, pe Hristu Chiacu, fotbalist, macedo-român celebri din afara României, Pitu Guli, erou luptător cu arma în mână pentru drepturile a românilor și macedonienilor, Herbert von Karajan, dirijor și muzician austriac, Odiseas Elitis, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, Georgios Stefaris, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, Sotirios Bulgaris, fondatorul casei de bijuterii italiene cu același nume, Ioan Coletti, Gheorghe Sina, politician și om de afaceri în Austria,
Serie Dumbas, cel mai bogat al român plecat din Vlasti în Grecia. Nicolaos Dumbas, parlamentar din Austria, fondator al Universității din Atena. Constantin Dumbas, ambasador al Austriei. Frații Manachia, Zaharia Pană, Petar Atanasov, Calioki Bulche, cântăreață din Republica Macedonia, Fanula Papazoglu, savant, epigraf, academician, fondatoarea Centrului pentru Epigrafie Antică și Numismatică de la Belgrad. Deci, a românii nu s-au arătat doar cei din România, cu toate că foarte mulți am avut structurați în România, bine, dar ei s-au manifestat și în Grecia, și în Serbia, și în Macedonia, și în Austria, unde au prins locul și au arătat zestrea culturală și intelectuală. Hai să luăm puțină pauză de publicitate și după pauză mai vorbim. Pauză, te rog. Nu mă doare inima, sunt doar puțin răcită. Dar m-am gândit că așa ajungeți mai repede. Sper că nu e nicio problemă. Apelurile abuzive la 112 pot ucide. Urgența este pentru urgențe.
Bine am revenit în emisiune, dragii mei telespectatori. Deci, a românii sunt o componență etnică a poporului român de la sud de Dunăre. Mai sunt poate între 100 și 250 de mii, pentru că nu avem date exacte. De exemplu, în Grecia ei spun că mai erau 39.855, dar s-ar putea să mai fie 200 de mii. Grecii nu recunosc pe celelalte minorități, la fel ca și sârbii. Sunt așa mai conservatori. Albanezii, în Albania, ar mai fi cică 8.266, dar s-ar putea să mai fie chiar 300 de mii. În România sunt, după o sursă directă, 26.500. Asta e estimarea din 2006. În Serbia, aproape 15.000. În Bulgaria, 10.500. În Italia, vreo 9.600, aproape 10.000. Limba vorbită este idiomul român, idiomul aromân a populației majoritare. Ei, în general, sunt ortodoxi, nu sunt de altă religie. Se înrudesc cu dacoromânii, cu istroromânii, cu mehlenoromânii, pe aici, pe acolo, cu italieni și cu greci. Și cu alte etnii romanice, din care fac parte. Ar fi bine ca aceste etnii ale noastre, mehlenoromânii, dacoromânii, dacoromânii, istroromânii, că dacoromâni suntem noi, să aibă o legătură cu singura țară latină din răsărit, cu România, pentru a avea, ei nu au țara lor a România, sau nu au mehlenoromânia, nu au istroromânia. Nu au reușit aceste populații, aceste mici popoare, nu mai putem să le mai numim popoare acum, au fost în istorie popoare, n-au reușit să-și fundamenteze un stat, chiar dacă la 1186 era țaratul Vlaho-Bulgar, a rămas Bulgaria din acel țarat. Ar trebui să noi, ca România, să le putem oferi. Și ce poți să le oferim acestor a români? În primul rând, posibilitatea de a cunoaște trecutul. Trecutul comun. În al doilea rând, ar trebui să avem cumva posibilitatea ca ei să urmeze cursuri ale școlii în limba română. Că România a încercat să-i protejeze, cam de pe timpul Carol I, când se duceau războaiele balcanice, a încercat să protejeze aceste populații. Dar le-a românizat. Pentru că le-a oferit posibilitatea de a studia, dar în limba română. Ar fi fost bine să le poată da posibilitatea să studieze și în română în paralel, să cunoască și în limba noastră. Neapărat nu, dar putea să. Era pe teritoriul României, școli, să le poată face, dar să-și păstreze vorba lor, idiomul lor, limba lor. A română, istro-română, să-și poată cultiva și să poată scrie cărți, să poată scrie opere, să poată să se dezvolte pentru a putea dezvolta acele comunități din zona de unde veneau. Ar fi fost cea mai bună luptă pe care o puteau face românii pentru fraților. Pentru că ceilalți n-au făcut decât să-i deznaționalizeze. Bulgarii să-i bulgarizeze, grecii să-i grecizeze, sârbii să-i facă sârbi. Macedonienii la fel. Ei sunt altceva. Bun. Acestea fiind spuse și emisiunea mai spre final, vreau să vă aduc aminte. Pe 26 mai, alegeri europarlamentare. Nu stați acasă și veniți la vot. Votați cu cine doriți, dar veniți la vot. Nu lăsați ca votul dumneavoastră să fie folosit de altul. Nu în sensul perfid, în sensul furat. În sensul că dacă tu nu dai votul tău, îi dublezi valoarea votului celuilalt.
Dă-i votului tău valoare. Acestea fiind spuse, dragii mei, să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea înțelepciune. În restul, totul vine la sine. O seară frumoasă vă doresc.